Salutare, bine v-am regăsit la un nou clip, un clip în care vreau să vă recomand câteva produse, cred că 10, dacă am numărat eu bine, produse pe care le-am cumpărat și le-am tot recumpărat din DM. Mi-am cerut și voi la ultimele videoclipuri și în mesaje private, dar și în comentarii. Larisa, recomandă-ne ce mai cumperi tu ieftin și bun din DM, pentru că cam asta găsim în DM, produse ieftine și bune, mă refer aici la mărcile lor proprii, Trendy Tap, Balea, Mivolis și sunt mai multe. Și vreau să încep cu niște biscuiți pe care nu i-am cumpărat eu și dacă v-ați uitat la un vlog trecut, am primit un cadou din partea lor în momentul în care am fost la Caravana Sănătății și în acel cadou se afla și acest pachet de biscuiți. Vreau să vă spun că au devenit rapid preferații mei, îmi plac foarte mult. Am mai păstrat să vă arăt și vouă un pachetel, opa, în pachetul ăsta, 230 de grame, am avut 4 pachete cu astfel de biscuiți, deci 4 pachete cu câte 2 biscuiți. Așa arată, vin individual ambalați, mi se pare o idee grozavă de pachet, dacă vreți să mergeți la picnic, la muncă, pentru copii, luați ceva repede în geantă. Eu, spre exemplu, am probleme cu glicemia și dacă nu am ceva dulce mic, cum spun eu la îndemână, există posibilitatea să mă apuce un rău de tot. Și biscuiții ăștia mi se par o idee foarte bună, îi pui acolo în geantă, nu ocupă mult spațiu, dar trecând peste lucrul acesta, au un gust fantastic. Fantastic, vă spune o persoană care are gingiile sensibile, port aparat dentar invizibil, cei drept, nu-l vedeți, dar credeți-mă că e acolo și am ceva disconfort provocat de acesta. Nu mă dor dinții, sunt foarte buni. Când m-am uitat inițial la ei, am crezut că sunt foarte crocanți, nu știu dacă vedeți acolo, însă blatul acesta, partea asta de biscuite, este foarte moale. Îmi plac mult de tot, ciocolata de bună calitate din interior, am de gând să îi am în casă, pentru că mi se par o gustare foarte bună, delicioasă, nu au gluten, în cazul în care vă interesează acest aspect, așa arată, o să aveți prețurile afișate pe ecran. Super, m-am îndrăgostit de ei, îmi plac foarte mult. Apoi, o recomandare care vine din partea lui Cristi este acest spray de picioare antitranspirant. L-am cumpărat acum ceva timp, nu mai știu dacă vi l-am arătat prin vloguri, pentru că eu tot merg în DM, lăsând la o parte colaborarea pe care o am eu cu cei din cu echipa DM. Vă știți că și înainte de această colaborare eu tot mergeam prin DM pentru că îmi place magazinul ăsta și revenind la ideea de la care am plecat, lăsând la o parte colaborarea mea cu ei, mai fac și alte cumpărături extra, nu din bugetul care mi este alocat lunar. Și acest spray este cumpărat, v-am spus, din bănuții noștri, ne place, de fapt lui Cristi, place foarte mult, nu transpiră, v-am zis că este un spray pentru picioare, nu transpiră, îl sprayează așa și în încălțăminte, îi place foarte mult că nu rămâne praful acela alb, pentru că am mai avut spray-uri din astea pentru picioare și în momentul în care le pulveriza, fie pe piele, fie în încălțăminte, rămânea un strat alb, o peliculă, ceva. Mi-a spus că la ăsta nu se întâmplă asta și mie îmi place foarte mult mirosul. Miroase fresh, dar pudrat în același timp și are și el un preț super mic. O descoperire recentă, v-am vorbit și într-un vlog, este acest ceai. Marcă proprie de Mivolis. L-am cumpărat pentru că mi-a atras foarte mult atenția. În cazul în care nu știți, opa, ăsta e Garfi. În fiecare marți este emisiunea DM Live în aplicație. Vă descărcați DM-ul meu și acolo intrați în aplicație. Și acolo intrați în live-ul celor de la DM în care abordează diferite subiecte. În fiecare marți, cum vă spuneam. Ei bine, dacă participați la acea emisiune, deci doar trebuie să intrați, vi se distribuie în contul vostru DM anumite cupoane cu reduceri, cu promoții, fel și fel de oferte. Eu asta fac aproape în fiecare marți, depinde cum stau cu timpul și am văzut acolo că aveam ceva reducere la ceaiul acesta. L-am văzut și la raft, era nou sau cel puțin eu nu l-am mai văzut. Este cu zinc și ce credeți? Este pentru echilibru interior. Așa scria pe el. Ceai fructe, echilibru interior, 25 de pliculețe. Ceai de fructe cu zinc, aromă naturală de coacă, zen negre.
Da, foarte interesant. O să vă las, uite, în cazul în care vreți să citiți ingredientele acestuia, dar cel mai bine intrați în aplicația DM-ul meu și găsiți acolo. În cazul în care nu uit, sper să nu uit, o să vă las eu link-uri de la fiecare produs în descriere, mergeți acolo și citiți mai multe. Măi, eu nu sunt băutoare de ceaiuri, prefer cafeaua chiar și atunci când îmi e rău, chiar și atunci când îmi e somn și când sunt fresh, beau cafea. Dar am văzut, cum vă spuneam, ceaiul acesta, echilibru interior, n-am trecut printr-o perioadă extraordinară și zic, băi, poate mă ajută, măcar așa, psihic, dacă îl consum, poate îmi induc o stare de bine. Și așa este, îmi place foarte mult, vine în felul ăsta, împachetat, ambalat, hai să... Îl deschid pentru că oricum îmi voi face un ceai diseară. Are și chestie din asta, în momentul în care pui pliculețul în cană, treaba asta rămâne afară și scoți imediat plicul, nu mai stai cu linguriță, cu, mă rog, ce scoate fiecare. Îmi place foarte mult, are un gust tare bun. Nu pot să vă zic că mă calmează dacă am nervi și îmi fac un ceai din ăsta, am ia așa cu mâna toți nervii pe care i-am, dar îmi place să îl consum, surprinzător. Cum spuneam, eu nu beau ceaiuri, nu prea îmi plac ceaiurile, greu găsesc o aromă care să spun că, mamă, aș vrea să mai fac încă un ceai după ce îl termin. Însă acesta chiar m-a cucerit, îmi place foarte, foarte mult, are un gust dulce, acrișor, mie îmi place să-l fac mai concentrat, să simt aroma mai puternic și îmi pun două plicuri, ce-i drept într-o cană mai mare. Apoi am primit multe, multe mesaje, comentarii de toate cu privire la gelul acela de ras pe care vi l-am tot recomandat eu din gama Sensitive. Știți, era cu albastru, alb ceva, nu avea parfum. Larisa, ce se întâmplă de nu mai este gelul ăla în stoc? Nu știu ce se întâmplă și eu îi duc lipsa, să știți, m-am uitat în toate magazinele DM și nu l-am văzut în niciunul. Probabil o să apară într-un alt ambalaj, habar n-am. Eu am încercat o spumă de curățare, doamne, o spumă de ras, era cei drept de la bărbați, n-aveam o problemă cu chestia asta, doar că m-a iritat teribil pe picioare și zic, băi, trebuie să fac ceva, să găsesc un alt produs. Ultima oară când am fost în DM, am văzut gelul acesta de ras, așa arată, este din ediția de vară. Sper să-l mai găsiți și voi, pentru că este o recomandare senzațională. Îmi place foarte mult, este 100% identic cu acela Sensitive, doar că, de fapt nu 100%, 90%. Diferența dintre ele este că acesta are parfum, este foarte parfumat, dar miroase tare bine, miroase a ceva dulce. N-aș putea spune că a vară, pentru că mirosul nu mă trimite neapărat cu gândul la vară și pot să-l folosesc și acum, când e mai rece afară, dar miroase foarte bine. Dacă aveți pielea extraordinar de sensibilă și nu puteți să folosiți produse din astea cu parfum, nu știu dacă o să vă placă precum celălalt, fără parfum, fără alcool, fără nimic. Dar, ținând cont că nu-l mai avem pe ăla momentan, eu zic că puteți să-l încercați și pe ăsta. Mie îmi place tare mult, a intrat rapid în favorite, îl folosesc de atunci de când l-am cumpărat. Este gel, cum vă spuneam, nu spumă. Mie, produsele astea pentru epilare, îmi plac de tip gel, nu spumă. Ăsta face o treabă minunată. Este foarte cremos așa, în momentul în care îl întinzi pe piele, se transformă într-o spumă foarte moale și nu dispare imediat de pe piele, n-am avut problemă cu iritații, cu bubițe, nimic, nimic, nimic. Tot într-un vlog v-am vorbit și despre aceste dropsuri, drageuri, bomboane pentru durerea de gât. Așa arată, o să vă spun pe scurt din nou povestea acestora și cum am intrat eu în posesia lor, să zic așa. Eram într-un DM acum ceva timp, consumasem ceva rece, nu mai știu, o limonadă sau înghețată, chiar nu mai știu. Eram în DM, îmi făceam cumpărăturile, băi, și dintr-o dată m-a străpuns așa o durere de gât, pentru că eu am probleme cu amigdalele și zic, frate, trebuie să găsesc ceva. Nu ajungeam acasă după DM, mai aveam ceva lucruri de rezolvat prin oraș. Și zic, hai să mă uit să văd dacă găsesc niște bomboane din astea, că eu așa le spun, dropsuri, bomboane pentru gât. Le-am văzut pe acestea, știu că sunt 9 lei sau 10 lei, cele pe care le găsim în supermarketuri, farmacii și așa mai departe, foarte cunoscute, pe lângă faptul că dai mai mulți bani pe ele,
la mine, personal, nu mai au niciun efect. Le-am încercat pe toate. Orică am eu probleme insistente cu gâtul și majoritatea timpului sunt răgușită, habar n-am, dar nu mai au efect. Băi, n-aveam nicio așteptare de la drosurile astea, dar vă zic, nu mă mai despar de ele. Am 3 cutii în casă. Asta este, da, aici am doar o folie. Uite așa, sunt 2 folii într-o cutie. O folie gata, am păpat-o deja. Au un gust foarte bun, deci poți să le consumi pe post de dacă vrei să bei un suc, dacă vrei să mănânci ceva dulce, dacă vrei să îți schimbi gustul din gură, dacă vrei să iei o gumă trecând peste durerea de gât, evident că de aia ăsta este scopul lor, să-ți calmeze durerea de gât, dar zic așa, au un gust foarte, foarte bun, sunt și acrișoare și fresh, deci vă rog, îndreptați-vă atenția către ele, pentru că mie personal mi-au făcut foarte bine cu durerea de gât, le iau și în timpul nopții, adică una iau pe noapte, nu trebuie să iei mai multe, pentru că o bomboană din asta, bomboană, hai să zicem bomboană, are efect îndelungat, deci nu iau acum o bomboană și peste o oră simt nevoia să iau din nou pentru că mă doare gâtul. Nu, am fost plăcut surprinsă și din tot clipul acesta, dacă vreți să punem ceva pe locul 1 la insist să cumpărați, sunt aceste pastiluțe pentru gât. Minunate, mai ales acum că vine, sperăm să vină recele, dar mă rog, cu tot aerul condiționat, cred că pe mine asta mă afectează foarte tare, aerul condiționat și că mereu sunt răgușită și așa mai departe. Și cu aerul condiționat, chiar dacă este cald, tot mai avem dureri de gât. Foarte bune. Îmi plac mult, mult, mult de tot și v-am zis, prețul lor de fapt nici nu contează și dacă ar fi mai mult, dacă cei de la DM ar mări prețul acestor drageuri, cu siguranță tot le voi cumpăra pentru că îmi plac foarte mult și le-am recomandat multor persoane care se vaită de dureri de gât, au încercat, la fel cum am făcut și eu, fel și fel de bomboane din astea renumite și nu au avut niciun efect. Foarte bune, îmi plac mult. Apoi, stați că nu stă părul ăsta niciun fel, nu știu cum să-l așez, uite așa. Ok. Următorul produs, că tot vorbeam de păr, nu mai știu dacă în ultimul clip cu produse recomandate din DM v-am vorbit despre produsul ăsta și nici n-am stat să caut pentru că nu aveam timp, dar este un produs leave-in pentru păr. Așa arată, eu mai am foarte puțin, trebuie să-l recumpăr. Cred că cam atât mai am și l-am cumpărat pe la începutul lunii august, dacă nu mă înșel, dar l-am folosit, frate, deci continu și de 2-3 ori pe zi, în momentul în care vedeam că îmi stau vârfurile sârmoase, țepoase, așa, îmi aplicam puțin din produsul acesta, îmi place foarte mult. Eu înainte era într-un alt ambalaj ceva cu galben portocaliu, acum este în ambalajul acesta și mi se pare mult mai bun în ambalajul ăsta cu albastru. Mirosul este de produs pentru păr, produs de styling, nu e ceva deranjant, nu se simte. După ce ți-l aplici așa pe vârfuri, eu l-am aplicat azi dimineață, după ce îl aplici pe vârfuri, trebuie să aștepți puțin. Nu poți să te dai cu el pe vârfuri și să zici gata, plec, acum ies pe ușă, mi-au cheile și am plecat. Nu, trebuie să aștepți puțin să se absoarbă și pe urmă o să vezi un rezultat. Și încă un sfat, în cazul în care vreți să-l încercați și să aibă efectul și rezultatul pe care l-am observat eu, nu puneți o cantitate mare. Dacă puneți o cantitate mare din dorința aia, știu și vă înțeleg, mama, am părul foarte nasol, sârmos, aspru, trebuie să-i fac ceva, hai să dau cu mai mult produs. Nu. Puneți o cantitate foarte mică, frecați așa între palme și distribuiți uniform pe vârfuri, pentru că dacă puneți prea mult, dacă puneți aproape de rădăcină, o să vi se îngrașe părul mult mai repede, o să arate inestetic, murdar și nu vrem lucrul acesta. Puneți o cantitate mică, dacă vedeți că s-a absorbit în păr, mai veniți cu o cantitate și așa mai departe, deci nu puneți din start foarte mult produs, pentru că nu o să obțineți nimic decât o năclăială acolo și nu vrem lucrul ăsta. Îmi place foarte mult. Hidratează, părul stă potolit, arată foarte bine, mi se pare că și oferă așa un luciu. Eu am vârfurile deteriorate, părul meu e degradat în urma decolorărilor pe care le-am avut de-a lungul timpului și
Mie produsul ăsta îmi place foarte mult, face parte din gama aia, din seria aceea, ieftin și bun. Și chiar e bun, v-am zis, trebuie să-l recumpăr. Apoi, mai am aici un produs, acest, cum să-l numim, că nu e gloss. Este un ruj lichid, știți, dacă v-ați uitat la vlogurile mele, nu mai reiau aici povestea ce s-a întâmplat, că îl voiam pe ăsta, am nimerit o altă nuanță, în fine. Dar, într-un final, i l-am dat mamei mele pe acela și mama mi l-a cumpărat pe ăsta în nuanța potrivită. Este de la brandul Poudrière, nu știu dacă așa se pronunță, dar eu vă zic cum se scrie. Așa, și vedeți gama aceasta, Silky Natural, nu vă luați din cealaltă gamă, nuanța 1 este aceasta pe care o am eu aici, nu vă luați de la cealaltă gamă, nu știu, Shimmer sau ceva de genul ăsta, pentru că nuanța 1 este un portocaliu roșiatic, nu are nicio treabă cu rozul ăsta nude, să fiți foarte atente în momentul în care cumpărați în magazin, să vă uitați bine la nuanță. V-am zis, acesta este nuanța 1, este cel pe care îl port eu astăzi, mi-am dat foarte puțin pe buze și așa arată, îmi place mult, mi se pare un roz natural, un roz drăguț în momentul în care mergi undeva, nu știu, la bancă, la poliție, la unde mai merge fiecare, ceva așa mai formal, dacă pot să spun, mie mi se pare ok să nu ieși cu nimic în evidență, sau cel puțin așa stau lucrurile în cazul meu. Nu îmi place să-mi pun ruj roșu în general, dar zic, la chestiile astea formale, nu prea îmi place să folosesc sau să mă îmbrac în culori foarte evidente. Ăsta mi se pare perfect. Nu se lipesc buzele, nu trebuie să pui o cantitate mare, se distribuie așa foarte ușor. Eu am încercat să pun și o cantitate mai mare pentru a avea un pigment mai mult pigment, să fie nuanța mai intensă, dar nu arată bine deloc într-o cantitate mare. Deci trebuie să punem puțin. Vă arăt și aplicatorul. Așa este. Miroase foarte bine. Miroase a vanilie. Doamne, a cappuccino. Miroase cappuccino cu ceva vanilie și caramel. Îmi place foarte mult. Este micuț. Îl iau cu mine în geantă peste tot. Când simt nevoia de ceva hidratare și vreau totuși și puțină nuanță, nu la nej sau balsam de buze sau un gloss transparent, îl folosesc pe acesta și îmi place foarte mult. Un produs care a intrat recent în colecția mea de produse, să zic, cosmetice, face parte din cosmetice, nu știu, este acest șampon uscat. De o căruță de timp n-am mai folosit șampon uscat și l-am cumpărat luna trecută, nici nu mai știu, pentru că m-am enervat atât de tare, să vă spun, situația în care am fost pusă. A apărut o programare, a trebuit să merg undeva rapid și fix în seara aia eu aveam programat să-mi spăl părul. Băi, și nu îmi place să știu că merg undeva și nu am părul proaspăt spălat. Pur și simplu, e o chestie personală. Mamă, și nu aveam cum să amân nici programarea, nu mai aveam timp nici să-mi spăl părul, zic, ce Dumnezeului fac? Nu aveam în casă un șampon uscat, v-am zis, cred că de prin primul an de facultate și am făcut 5 și au trecut ceva ani de atunci, de când am terminat, cred că de atunci nu am mai avut un șampon uscat, fără să exagerez sau cel puțin nu mi-aduc aminte. Și zic, băi, uite ce bun ar fi fost un șampon uscat la momentul acesta. Aia, am trecut peste, mi-am prins părul în coadă, vă dați seama că în ziua aia, după ce am terminat ce aveam de făcut, am mers și mi-am cumpărat un șampon uscat să-l am acolo în casă. Și îmi place foarte mult, surprinzător sau nu. Eu nu pot să zic că am avut o experiență grozavă cu șampoanele astea uscate, unul la mână, pentru că eu întotdeauna am părul curat și sunt spălată pe păr, pentru că îl spăl foarte des și îmi place cel mai mult să stau cu părul desprins, rar mă vedeți cu părul prins în coadă dacă, nu știu, nu îmi place cum arată sau ceva. Asta unul la mână și doi la mână, niciodată nu mi-a plăcut albul acela care rămâne pe firul de păr de la șamponul uscat. Știu că există și șampoane maro, le-am încercat, șampoanele uscate maro, am încercat și din acelea, doar că am avut ghinionul fix în ziua aia să plouă și toată nuanța de la șamponul uscat maro mi-a curs pe bluză. Am zis că nu mai îmi trebuie așa ceva, mai bine îl iau pe ăsta alb. Am văzut și în DM că erau șampoane din alea cu nuanță maronie și ceva pentru blonde, dacă nu mă înșel.
dar zic mai bine să nu risc și să am un șampon din ăsta normal în casă. Îmi place mult, într-adevăr, lasă și el filmul acela alb pe firul de păr, dar parcă nu atât de mult. Trebuie aplicat de la o distanță considerabilă, vreo 30 de centimetri așa. Se îndepărtează foarte ușor, dacă vin așa cu peria sau cu degetele, imediat se duce de pe firele de păr. Chiar îmi place și vi-l recomand. Eu l-am ales pe acesta, Moonlight Flowers. Îmi place foarte mult. Miroase bine. Chiar miroase super bine. Aveau un DM. Mamă, dar ce bine miroase. Aveau un DM și spray-uri din astea pentru scalpul sensibil, fără parfum, fără alte chestii. Însă voiam și ceva parfumat. Eu n-am probleme cu scalpul, nu-i sensibil absolut deloc. Așa. Mai am aici un produs despre care, la fel, nu mi-aduc aminte dacă v-am vorbit sau nu. Este vorba despre acest aparat de ras micuț. Știu că vi l-am arătat înainte să plec eu în vacanța de vară, pe la începutul lunii iunie, dacă nu mă înșel, și nu v-am mai zis multe lucruri, poate doar prin vloguri. Așa arată, are și protecție din asta, e super drăguț, deci îmi place mult de tot, îl iau cu mine peste tot pe unde merg și știu că am nevoie de un astfel de produs. Însă, mă rog, deci vreau să vă vorbesc și despre el în sine, dar îmi place foarte mult că găsesc rezerve din astea și le-am tot recumpărat. În pachetul acesta am 4 astfel de rezerve, costă foarte puțin pentru calitatea pe care o au, pentru... sunt foarte delicate, foarte blânde cu pielea, așa vin ele în plasticul ăsta și hai să vă arăt puțin cum sunt. Pentru că, ceea ce nu v-am spus eu în momentul în care le-am cumpărat, vedeți partea asta de aici, unde scrie balea. Ei bine, ăsta este ceva emolient, dacă pot să zic așa. Mi se pare că e uleios cumva și eu nu vă recomand să vă epilați fără gel de epilare, spumă de epilare sau ceva, dar în cazul în care nu aveți la îndemână un astfel de produs, partea asta mie mi se pare că te ajută să nu îți iriți pielea. Îmi place foarte mult. Deci, vedeți, am aici câte 3-4 lame. Uite așa, eu le schimb periodic, de-aia am și cumpăr aceste rezerve. Găsiți și la set de 6 sau de 8, nu mai știu. Acestea costă vreo 20 și ceva de lei, 4 bucăți și merită. Deci sunt foarte bune, îmi plac mult de tot. Ăsta este mic, ocupă puțin spațiu și în bagaj, și în baie, și peste tot. Mi se pare foarte igienică, are protecția asta, aceasta de plastic, un plastic dur ceva și e în siguranță. După ce dezinfectezi, poți să-l ții aici foarte bine, se schimbă super ușor în felul ăsta. Rămâi doar cu capătul acesta și îi pui tu o altă rezervă. Îmi place mult. Dacă îl vedeți la voi în demn, puteți să-l încercați. Eu chiar vi-l recomand. Și mai am aici un produs despre care știu sigur că v-am mai vorbit și pe Instagram și în vloguri, dar voiam să-l aduc în atenția voastră pentru că doar ce mi l-am recumpărat a 3-a oară sau a 4-a oară, nici nu mai știu. Este vorba despre acest demachiant solid. Stați că posibil să am apă prin... A, nu, uite, că n-am. Așa arată. Băi, doar ce l-am cumpărat și îl termin sau ce? Îmi place foarte mult. Îl folosesc într-o veselie. Preferatul meu, dacă vă aduceți aminte, era cel de la Geek & Gorgeous, pe care vi l-am tot recomandat. Acela costă 70 de lei. Diferența dintre ele, v-am mai spus, este faptul că la acela nu rămâne niciun fel de peliculă uleioasă pe ten sau pur și simplu poți imediat după ce te-ai demachiat cu ăla, vii cu un gel de curățare și gata, tenul e super curat. Ei, la acesta, după ce îl folosesc, deci ăsta este ca prim pas în demachiere pentru mine, îl aplic, știu că trebuie aplicat pe tenul uscat, însă mie îmi place să-l aplic pe tenul umed și curăță foarte bine machiaj, absolut tot, tot, tot și waterproof și tot. După ce îl aplic pe acesta, îmi clătesc tenul cu apă, îmi place să vin cu o dischetă demachiantă cu apă micelară. Asta este singura diferență pe care am sesizat-o eu între cele două produse, cel de la Geek și ăsta Balea, în rest nimic, mă rog, și cea de preț, care e considerabilă. În rest sunt identice, îmi place foarte mult, ați tot văzut că l-am recumpărat pe ăsta, vi l-am recomandat, topește efectiv machiajul, nu...
Nu mai rămâne nimic. Am încercat foarte multe balsamuri, balsame, balsamuri din astea pentru demachiere, dar m-am oprit la acesta. Pe lângă faptul că raportul calitate-preț este unul foarte bun, ceea ce face el e minunat, e tot ce ai nevoie, v-am zis. Doar că vin cu o dischetă demachiantă cu apă micelară pentru a fi sigură că îndepărtez eu acel film un pic gras care rămâne pe față, apoi vin cu gelul de curățare și curăț bine tot tenul. Și astea sunt recomandările pe care vreau să vi le fac luna aceasta din magazinul DM. Nu uitați că e foarte important să aveți aplicația. Știu că multe doamne de la DM nu vă întreabă de aplicație în momentul în care mergeți la casă, însă insistați, mergeți la casă, aveți QR-ul acela cu cardul vostru de client și îi spuneți am și aplicația. E foarte important să scanați, eu am făcut cumpărături de multe mii de lei din DM pentru că văd aici, e un magazin care mie mi-a creat așa obsesie și de fiecare dată când intru acolo, știu că și voi. Uite, spre exemplu, zic, mă duc să-mi cumpăr demachiantul ăsta. Nu, trebuie să plec și cu altceva, trebuie să iau și spray-ul ăsta sau orice altceva, pentru că toate aranjate acolo la raft arată foarte, foarte bine. Și în momentul în care faci cumpărături, la o anumită sumă, fie primești cupoane, fie mai primești reduceri la o categorie de produse, fie primești 10% discount la următoarea comandă sau fel și fel de chestii din astea. Așadar, scanați aplicația DM și o să aveți mai multe beneficii. Gata, v-am lăsat. Aștept să-mi spuneți părerea voastră despre aceste produse, dacă le-ați încercat, dacă o să vi le cumpărați și toate astea. Și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. V-am pupat! Pa, pa!